Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Auviș de Elită. Aia a fost o zi haotică, din punct de vedere al știrilor. Prima dată a apărut exclusivitate marca GSP, așa. Și a oferit informația că Negoiță ar fi plătit datoria integral lui Nicolae Badea. O veste destul de bulversantă, având în vedere că s-a ajuns până în instanță. Spun eu că dacă exista intenția sau dacă se dorea a se plăti datoria asta, nu se mai aștepta să se ajungă la penalități și o sumă mai mare, o sumă umflată. Oricum, oamenii ăștia sunt foarte, foarte ciudăței, nu reușești ca să-i citești, pur și simplu ne bulversează pe toți cu ceea ce se întâmplă acum și cu ce informații ne oferă. Chiesa la tot apare și tot oferă alte informații, că se află aproape, că e negocierea întâi, că investitorii vor veni, că nici nu mai știu ce să mai crezi, frate. Deci e o situație total ambiguă și incredibilă. Toată lumea a preluat informația Gazetei Stânei, Negoiță a plătit, Negoiță a făcut. Interesant este faptul că eu am urmărit așa puțin reacțiile pe grupuri. Chiar am vrut să văd cam cum. Nu aveam date despre, și nici acum nu am date, pentru că vă spun eu, nu sunt informații la ora actuală și situația asta este ținută și sub tăcere, pentru a nu știu, e ceva, sunt niște dedesubturi aici la mijloc și nu vreau ca să mă pronunț, pentru că nu dețin informații clare. Dar ceva este putred în Danemarca, cum e vorba aceea. Nu, e clară treaba. Dacă era totul limpede, se discuta, se negocia, totul era așa la nivel de gentleman's agreement. Deci era totul, se discuta totul concret, se făcea auditul de către investitorii respective, de către cei aduși de TIES, dacă într-adevăr îl aduce pe cineva, așa. Ăla nu mi se pare un om nebun ca să ofere atâtea informații. Am citit o grămadă de informații și nu știu ce să spun. Nu cred că poți să divaghezi în halul ăsta. Și ce interes ar avea el ca să divagheze așa iurea, să tot să apară ca un ridicol în presă. Eu prima dată n-am înțeles eu rolul lui în afacerea asta și n-am înțeles aia cu clauza aia de confidențialitate. La un moment dat David, Alexandru David, omul Negoiță, l-a acuzat că e fals, că minte, că nu știu ce, și chiar n-am înțeles acea situație. Zic, ui, ce treabă, cum adică negociez, un mandatar negociază numele patronului, iar eu care sunt bună dreapta patronului, eu nu știu nimic. Și l-acuz pe ăla de așa. Dar iată că asta a fost de la bun început situația. TIES nici n-a mai stat de vorbă cu Negoiță. S-a stat de vorbă cu Negoiță, am văzut în informațiile oferite de TIES, dar datorită faptului că totul se află la Badea, palmares, tot, siglă, tot ce trebuie, Negoiță a fost sărit așa, mai ales că el nu a plătit suma de bani respectiv și chiar dacă este deținătorul actual al echipei și al brandului în Liga 1, el are drept practic de folosință, cam asta este. Deci o afacere foarte ciudată, ciudățică. Informația că el ar fi venit cu bani și ar fi plătit datoria integral a fost luată de unii ca fiind o tranșă de bani luată de la, sau un avans luat de la cei care cumpără și el și-ar fi plătit datoria
către Badea pentru a nu pierde dreptul să... Așa spun ei, așa spun băieții ăștia. Să-și tragă și el o parte din bani la afacerea asta, practic. Pentru că am înțeles că prețul final până la urmă a fost de 5 milioane, așa se discută, dar nu poți să iei de bun ce spun oamenii ăștia și nici piesa asta nu are acoperire. I-a văzut, e un personaj foarte alunecos. Cert este că el a fost mandatat de Badea. El a și spus clar că Nicolae Badea a dat semnătură în ceea ce privește contractul de reprezentare și nu numai, și chiar de acordul pentru a face audit, tot. Și asta denotă clar că Badea nu ar vrea să rămână majoritar, dar acolo e vorba de doi investitori. Asta e foarte interesant, e vorba de doi investitori conform informației lui TIES. Acum nu știu cât de bune sunt sau câtă bază ne putem pune în afirmațiile lui, dar până la urmă din toată afacerea asta, chiar dacă el a lătrat așa ca un câine la lună, el s-a dovedit a fi aproape de adevăr și la obiect, cum să spun. Pentru că dacă într-adevăr așa stau lucrurile, e clară treaba. Poate știa că Negoiță nu-i va plăti, probabil că s-a și discutat în prealabil și eu am presupus că au găsit o cale comună să rezolvă, să rezolvă această treabă, să stingă conflictul ăsta. Dar se pare că Neguiță chiar n-a putut să plătească suma asta, dar nu înțeleg cum să nu poată din moment ce el a încasat atâția ani, l-a încasat câte 3 milioane și inclusiv iarna asta. Și toată lumea se aștepta, ca bun de vedere că i-a transformat așa pe fotbaliști în bani, era vorba ori de o plecare și iminentă și știa că pleacă și a lichidat stocul ca să rămână cu banii în mână, ori practic a încercat să-și plătească datoria. Mulți au spus chestia asta, că a încercat să-și plătească datoria, să facă bani, să aibă lichidități și să-și plătească datoria. Eu nu știu cum un om de anvergura lui Negoiță nu are să plătească 2 milioane de euro, mai ales pentru o afacere care e profitabilă. Înseamnă că situația e destul de complicată pentru el. Probabil că afacerile lui au cam dat rateu peste tot și a rămas numai în Dinamo și atunci nici Dinamo n-a fost condus ca lumea și se vede că nu a avut suficient bani care să poată să-și răscumpere cum ar fi, sau poate că nici n-a vrut de la bun început. Poate și afacerea între el și Nicolae Badea a fost în sensul ăsta, a preluat Dinamo pentru a trece prin procedura asta de insolvență și de a-l folosi o durată de timp. E posibil și așa ceva, pentru că nu cred totuși că nu putea să plătească sau nu știu, mi se pare absurd. Să nu plătești că știi că ei deții brandul tău și e la revedere, la elat. Pentru că Nicolae Badea ai pusese o altă sumă lui sau ceva de genul și atunci nu a fost de acord sau nu avea încredere sau ceva. Poate este și posibilitatea asta. Și este cert, Chiesa a făcut niște afirmații destul de interesante și s-a arătat în spusele lui, care a ieșit din spusele lui clar că există discuții cu potențialii investitori chiar și despre situația cu grupurile de suporte, cu PCH-ul și ADPD-ul. Aici omul ăsta a oferit niște informații în sensul că potențiali investitori iau în calcul și atragerea lângă ei a grupurilor de suporte. Îi spun grupurilor, eu nu știu câți bani poate să atragă PCH-ul ăla, chiar nu știu. Chiar nu știu eu
eu cred că, având în vedere că a fost evenimentul ăsta creat, ei se vor limita doar la galerie și nu știu câte mii, mai mult de 5.000, 7.000, 6.000, nu. Nu cred că pot să strâng. Deci bani de la mai mult de 7.000, 8.000, nu cred că pot să strâng galeria BCH. Plus că numele BCH-ului a fost târât așa în răi de diverse scandaluri și diverse informații apărute, cu bani de la bani pentru gang, cu tot felul de prostii foloase, materiale trase de lideri, tot felul de informații cu convingerea unor membri ai galeriei mai rebeli de a se supune, ceva de genul. Informațiile astea nu se știe dacă sunt 100% adevărate, dar din ce știu și eu și ce pot să vă spun așa, au un fundament, într-adevăr. Acum, nu poți să trăiești tot un noroi și să spui că ăștia sunt de rea credință sau ceva de genul, pentru că ei, practic, sunt reprezentați de niște lideri sau de niște șefi, dar acolo sunt și niște oameni capabili, dacă să ne gândim, și sunt și un grup care au unitate destul de bună acolo. Cam asta e problema și putem să-i băgăm așa în oare, să-i caracterizăm după... Ei pun pasiune, mulți dintre ei vin acolo de pasiune, foarte mulți. Că pasiunea asta este exploatată la un moment dat de unii, și aici nu pot să dau nume pentru că nu dețin informații. De ce să intru în polemici? Eu nu chiar vreau să intru în polemici cu nimeni. Eu consider că între ADPD și PCH trebuie să discute de la bun, trebuie să existe un acord sau nu știu, o unitate, o cooperare de la bun început, de când s-a început toată treaba asta, dar se vede că a existat gânduri de a se face chestia asta și de o parte și de alta, iar cel mai rapid a fost Răzvan Oprea. Eu am și subliniat acest aspect. A fost foarte înfipt, s-a înfipt rapid și pe mine asta m-a făcut să cred că e mână-mână cu Regoiță. Și vă spun sincer, pentru că știind că nu vinde unul, sau e posibil să nu vândă, te-a pus să faci, te-a pus să bagi niște bani, pentru că v-am spus, costă niște bani să faci personalitate juridică, să pui toate lucrurile astea cap la cap, să apelezi la niște specialiști. Pe de altă parte, dacă mă gândesc că dacă era cu Negoiță cum am gândit-o eu, aici am gândit-o mai slab, mai greșit, era totul mai pus la punct, se juca așa mai, cum să zic, mai artistic. Se vede că și el, Răzvan Oprea, a jucat cum s-a... după cum au fost condițiile meteo, să spunem. Deci, în funcție de cum s-a mișcat situația într-o parte sau alta. Și ulterior ați văzut că s-a creat și această... a fost și acest episod cu PCH-ul. PCH-ul s-au folosit de pârghire care au avut și au reușit să intre acolo în Consiliul de Administrație. Cam mult spus. Intrat ei acolo ca și acționari. În fine, se forțează anumite lucruri. Probabil că ei, anumite persoane simt că sunt niște avantaje aici. Într-adevăr există și vreau să spun tuturor prietenilor mei că da, poate să existe. Nu pot să spun acum că se fură din banii ăia sau nu cred că se va fura sau se va face. Banii care se vor da se vor folosi pentru echipa de fotbal, clar. Dar contează felul cum se vor gestiona ei, adică știți, când e sumă de bani se folosește într-un anumit scop sau altul. Aici se alege o strategie și depinde cine va alege să facă și ce va alege să facă cu ei. Cam asta este ideea. Iar referitor la avantajele care pot fi obținute, sunt avantajele obținute de o mână de oameni care prin asociația asta au practic își fac o sursă de venit, adică ei vor fi plătiți, vă dați seama că nu o să lucreze pentru asociație gratuit. Deci o să vină normal și nici nu e normal.
normal ca să dubleze gratuit. Pentru că nimeni nu-și pierde timpul sau, eu știu, își sacrifică timpul său pentru a face ceva benefic. Chiar dacă ai avea bani sau chiar dacă banul pentru tine nu reprezintă problemă și asta, sau nu ar trebui să-ți câștigi o pâine pentru că ai banii asigurați sau asta, tot găsești ceva mult mai bun de făcut cu timpul tău și nu ai timp să fii acolo tot timpul la dispoziție, pentru că vă dați seama, la asociația asta o să trebuiască să fie niște persoane care să fie tot timpul disponibile și tot timpul pe recepție pentru nevoile echipei, pentru administrarea fondurilor, pentru strângerea fondurilor. Mai multe probleme sunt administrative care te țin de cont. Aici se creează niște suspiciuni sau, eu știu, sunt niște discuții, dar că anumite persoane încearcă să speculeze sau că au încercat să speculeze sau că nu știu ce, e treaba lor. Problema e că ce mi se pare mie absurd și care am semnalat-o, mi se pare aiurea cu asta, cu eu sunt membru fondator, ăla e membru nu știu care, adică dacă eu am creat, am investit banii și am creat, eu știu, asociația asta, eu trebuie să am un statut mai privilegiat față de alții sau să decid eu cum va fi, mi se pare absurd, adică totul ar trebui să fie supus la vot din prima dată, domnule, deci asta e ideea. Dacă discutăm de o chestie. Pe de altă parte, și dacă te privești lucrurile din unghiul lor, ei au venit cu niște bani, cu o idee, cu nu știu ce, dar asta cu tot ce au investit ei și ce au făcut, nu are nicio valoare, are valoare zero dacă suporterii nu se alătură acestei idei. Deci, fără banii celor mulți, cum s-ar zice, nu se face nimic. Deci de aceea consider că ar trebui plecat de la o stare democratică de genul ăsta. E foarte complicat. Apar multe discuții, dar ideea este să se facă ceva. Asta este. Că discutam și eu cu mai mulți prieteni și le-am spus, chiar dacă nu le împărtășesc opiniile și asta și convingerile, sunt de acord că orice fel s-ar, în orice direcție s-ar duce asociația asta, chiar și pe CH-ul dacă ar face și ar strânge, deci nu zic că nu îi învinuiesc pe ei sau să, eu știu, să-i socotesc niște parii așa pe cei de la PCH. Chiar și pe CH-ul dacă ar gestiona acești bani sau ar face sau asta, tot ar fi obligat să respecte anumit, să respecte legile în primul rând și să respecte și regulamentul de organizare și funcționare al asociației. Pentru că, să vă dați seama, există regulament, există astea, că, într-adevăr, s-ar mai ciupi pe aici, că s-ar nu și s-ar mai face, că anumite cheltuieli, nu știu cum, de la ce firme se vor face, sau sunt simple speculații pur aiurite și românisme, ca să fim cinstiți. Într-adevăr, românul până nu-i pus pe căpătoială nu se simte bine, dar până la urmă nu trebuie să pornim de la ideea asta, pentru că ideea este să vină un fond de bani, să ajungă niște bani la echipă. Îți dai seama că dacă lucrurile nu vor sta corect acolo și se va umbla cu prostii, oamenii se vor retrage și nu vei reuși. Deci totul aici nu o să fie ca în politică. La politică ați văzut cum e. Vrei, nu vrei, astea sunt legile statului, tu trebuie să dai la stat. Nu poți să spui, bă frate, gata, eu nu mai sunt de acord cu politicienii ăștia, nu mai plătesc niciun leu impozit, la revedere, pa, faceți ce vreți. Am zis cum e la noi în politică. Și nu o să fie ca în politică, aici o să fie clar la clubul ăsta, e vorba de un acord între cele între părți, da? Iar în ceea ce privește părțile, am zis că sunt... Eu știu, factorii de conducere ai asociației care vor fi așa, iar, pe de-o parte, membrii cotizanți. Și asociația nu are niciun pic de valoare și de forță dacă nu are membrii cotizanți. Că și lupta asta între PCH și ADPD, eu am catalogat așa,
nefondată, pentru că, sau, eu știu, chiar dacă ei, PCH, să spunem, se află într-o poziție mai privilegiată acum, pentru că sunt chipurile în, ca și acționari, sunt în consiliu de administrație sau ceva de gen, nu au niciun avantaj, pentru că la un moment dat cine va veni cu mai mulți susținători și mai mulți bani implicit, ăla va avea câștig de cauză. Nu contează tu ce ai, tu nu știu câte acțiuni, sau, pentru că procentajul oricum e mic și asta. Trebuie să ai susținători și bani, frate, asta e ideea. Ai venit cu sumă de bani, ai în spate, eu știu, 100 de mii de oameni și care cotizează, sau 50 de mii de oameni, sau asta, nici nu stai la discuție, cum mai, cum mai le ai nimeni în calcul, că ăla e de la PCH și că ăla e de la nu știu ce, vă dați seama. Sau PCH-ul, dacă au ei atât susținători și asta, clar, nici nu discută cu ADPD-ul sau ceva de genul. Chestia e că PCH-ul se identifică ca un, un grup care reprezintă galeria Dinamo, da? Iar băieții ăștia cu ADPD-ul se, clar se duc pe un segment mai larg. Și aici PCH-ul nu are cum să aibă câștig de cauză în fața lor, fără nicio discuție. Pentru că nu sunt atât de mulți ultrași care se duc la stadion, cât sunt cei care stau acasă sau, eu știu, nu poate să fie lângă echipă. Că vă dați seama, fiecare fan Dinamo, că aici revine discuția eternă. Cine e suporter, că ăla se duce și tot timpul lângă echipă. Frate, tot respectul, pe cuvânt, că nu poți să existi ca și galerie, nu poți să existi ca entitate. Și practic și cei care se duc la stadioane ne reprezintă și pe noi care nu putem să ajungem la meciuri. Sunt mulți care au fost, în decursul vieții au fost, au avut posibilitatea, dar viața s-a schimbat, n-au mai avut cum să mai, să mai ducă la meciuri. Și nu mai pot, mulți. Pentru că ați văzut cum e, time is money, trebuie să produci, să mănânci, să nu știu ce, unii poate să facă efortul ăsta. Alții își sacrifică orice bănuț sau orice timp sau asta. Alții au avut probleme și în familie și astea. Nu știu ce să spun, necesită mari sacrificii ca să poți să fii alături de echipă. Alții pur și simplu sunt departe, cum sunt cazul meu, mai multora care sunt de... Eram în țară, făceam eforturi, că nu erau, erau câteva sute de kilometri, să spunem, nu era nicio problemă. Te puteai duce, dorință să fie, dar vedeți că acum, când ești departe concret, așa și fizic, nu mai merge, n-ai cum. Plus că devin anumite nevoi stingente și trebuie să sacrifici timpul. Și vă dați seama, ADPD-ul se adresează acestor oameni care sunt mult mai mulți decât cei din galerie, care ne reprezintă pe toți. Plus că s-a creat curentul ăsta, că galeria e așa, că a făcut, că a adres, că nu știu ce. Și încă o dată îi pierd în, ca și capital politic, să spunem așa, în ghilimele, îi pierd pentru simplu fapt că încearcă să se diferențieze de ceilalți suporteri. Ei n-ar trebui să o facă, ar trebui să-i lase pe ceilalți, pe suporterii de rând care nu ajung la stadion, să-i lase să, practic, să-i considere ca și reprezentanți. Cei din galerie, din PCH, trebuie să-i facă pe ceilalți de acasă să se identifice prin ei. Doar așa pot câștiga simpatia tuturor și, eu știu, ar fi o mult mai bună poziție a lor, ar fi mai bine văzuți, în general. Dar așa, încercând ei să fie mai cumos, cum s-a zice, se consideră o ramură aparte, creează anumite antipatii ale celorlalți. Cam asta este discuția despre galerie, despre ADPD. Sper să se discute ceva clar, concret și să vedem zilele astea. S-a dat un termen pe 10 mai de către TIES. Vom vedea dacă va fi așa, fraților. Doar din Dinamo București, seminarele noastre. Ne vedem curând cu știri bune.